Dostoievskiene, ne? Pentru că și Dostoievski, aproape și Crimă și Pedeapsă, și Demoni, și Frații Karamazov, toate par, cum să spun, ar fi romane polițiste. Acolo totdeauna e un mister. Și în Frații Karamazov, bătrână Feodor, nu știi ce n-a omorât Dimitri, sau, cum se cheamă, Smerdeacov, sau întotdeauna sunt, cum să spun, sunt, e un scriitor foarte profund, Silviu. Se pricepe foarte bine la psihologia personajului, le construiește foarte, foarte bine. Se vede că a studiat foarte mult. Pentru asta folosește mulți teme medicali, mulți teme psihiatrici. E un lucru, na, e un om, un perfecționist care a căutat, s-a documentat foarte bine înainte de a scrie cartea asta, să nu fac așa din auzite sau din... Da, așa este și vreau să mulțumesc lorii mele care m-au ajutat pentru cartea în termenii medicali și poziția de asta. Mulțumesc! Ce să mai spun? E o carte foarte bună, vă recomand să o citiți, că o să vă placă. E o carte comercial, nu în sensul, cum să spun eu, slab. Comercial în sensul de bun. Adică se și vinde, dar e și artă. Ea are și elemente artistice. Deci e o carte de valoare din punct de vedere literar, comercial, pentru că oricine poate să o citească, să înțeleagă ceva și să-l țină în suspans până la sfârșit. Adică pun pariu că cei care încep să citească cartea asta nu o va lăsa din mână până nu va termina. Acum o să trec să vă citesc din capitolul 2 așa câteva, ca să vă faceți o părere despre felul de a scrie a lui Silviu. Atingere în întuneric. Nimeni nu te poate atinge. Atingere în întuneric. Nu te temi de nimic. Atingere în întuneric. Ești de neatins. Atingere în întuneric. Nu te temi de nimic. Palparea inimii se accentuă. Pe sub ploape, pupilele s-au mărit ca doi sâmburi de măslină. Dinspre fundurile inconștienței, mugurii de oxigen își făceau în neștiință traseul spre lobul occipital. Nimbul speranței renăscu pe senzorii retine, care trimiteau stimulii prin tractul optice până în cortexul vizual. Prin perdeaua neștiinței a auzit niște șoapte. Fluxul și refluxul sângelui îi oxigena ființa, oferindu-i o nouă șansă la viață. O viață nouă. Din misteria întunericului, ploapele erau alimentate cu voință, iar ochii s-au desprins din strânsorile somnului. În fața lui se contură un alt chip, dar nu era el. N-avea cum să se vadă singur. Caricatura cu mută de blobfish e altfel. E cum e. Nu-și poate aminti, ba da, era o femeie, parcă așa se numea. Da, dar a uitat, plasticitatea creierului și-a modificat starea internă de la ultima. Ultima ce? Doar o palmă îi despărțea de un sărut. Îi simțea respirația caldă, duhnindu-a vreun element, ceva, nu știu ce. Creatura vie îi picura strop de tăcere. Avea fruntea înaltă, părul lung, îngrijit, tapat peste cap, mai întunecat decât bezna ce îi înconjoară. Ochii goi, de o nuanță nemai întâlnită, parcă sclipeau păpăi de bucurie, iar ființa s-a desprins de el și și-a deschis gura ca de șarpe, împroșcând